Moldova, fiecare al doilea cetățean e interpret, iar fiecare al treilea clipmaker. Noroc că nu suntem mulți ca indienii. La începutul săptămânii, Tatiana Spânu și-a lansat videoclipul pentru piesa Supermodel. I'm a super girl, I'm a super model. Deloc modestă, Tatiana Spânu, noul ei videoclip. Și dacă tot în ziua lansării a fost și ziua ei, Tatiana a dat o super petrecere. A fost mare înghesuială, așa că unii invitați au fost nevoiți să savoreze șampania stând în picioare. I'm a super girl. Tatiana, spune un super model pentru tine? Da, chiar e un super model foarte ok și îmi pare foarte bun pentru asta. Cu excepția că e un pic mai joasă decât 1,75 m, mai josuță, dar rest e ok. Clipul e un super model pentru mine, că a făcut-o frumoasă. Ei, super model ca super model, dar super girl Tatiana în acest videoclip n-a prea fost. Gata să o luați de soție, așa cum gătește ea nu prea bine, nu știe să facă cafeaua de dimineață. Dacă aș fi fost eu în videoclip, m-aș fi împăcat cu ideea, dar dacă serios, îmi plac femeile care gătesc bine. Cu ea? Ok. Să zicem că dacă nu aș fi fost împreună cu Gloria, bine. Realitatea, ce fel de gospodină ești? Eu sunt, îmi place foarte mult să gătesc, nu este chiar ca în videoclip, da, îmi place să creez în bucătărie și la gospodină, la modul general, am să văd rolul ăsta când am să fiu probabil soție. Videoclipul a fost realizat de Octavian Cabzon Mălai. Încă un clip erotic. Ai zice că Octavian face colecție de clipuri cu fete goale. Dacă e frumos, de ce să nu arătăm asta? Și adică e frumos să privești o domnișoară dezgolită. Oricum, fiecare domnișoară pleacă la plajă și se dezgolește și cam e aceeași, doar că este în încăpere. Adică nu ți-e rușine să te dezbraci în fața camerei? Deja nu. Și dacă te rog acum să te dezbraci? Nu este momentul, dar... Iar versurile îi aparțin Gloriei. Varianta feminină? Eu zic că este. Dar fiecare femeie este un James Bond în varianta feminină, pentru că femeile sunt puternice. La desert vor fi căpșuni. Cât te-a plătit Tatiana pentru acest clip? Serios?